Hei, te salut și bine ai venit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt această rețetă minunată de ardei umpluți cu ciuperci. Este o rețetă extrem de bună, simplă, ideală pentru zilele de post, dar nu numai. După cum știți, pentru cei care mă urmăresc, îmi plac foarte mult rețetele simple, nu îmi place să mă complic. Am folosit o pintici sau gheme, cum le spunem noi la Maramureș, însă puteți folosi orice fel de ciuperci aveți, congelate sau proaspete. Pentru această rețetă avem nevoie de usturoi, ceapă, morcovi, ardei, ciuperci, orez, condimente și pătrunjel proaspăt. Găsiți lista ingredientelor în descriere. După cum vă spuneam, este o rețetă extrem de simplă și rapidă, de aceea cu ajutorul unui mixer sau blender mic de bucătărie voi toca toate legumele. La ciuperci să fiți atenți să nu le mărunțiți prea tare. După ce avem toate legumele tăiate, într-o tigaie adăugăm ulei vegetal, adăugăm ceapa, puțină sare și lăsăm la călit pentru circa 5 minute. După care adăugăm și morcovii și ciupercile. Amestecăm foarte bine ingredientele, după care adăugăm condimentele. Eu am folosit cimbru uscat, o linguriță de sare, o linguriță de piper, pătrunjel proaspăt și două lingurițe de pastă de tomate. Tot în acest moment adăugăm și orezul, lăsăm și orezul la călit 2-3 minute, nu mai mult, după care oprim focul. Compoziția noastră pentru ardei este gata, așa că ne ocupăm acum de ardei. Îi vom tăia, îi vom curăța și îi vom umple circa 3 sferturi cu această compoziție. Peste ardei umpluți vom adăuga sucul de roșii, însă înainte vreau să vă arăt cum îl îmbunătățesc puțin. Adaug foarte puțin zahăr, o linguriță de sare, cimbru și două lingurițe de făină. Amestec bine totul și îl pun în oală peste ardei umpluți. Vom adăuga și apă până acoperim ardeii, după care vom lăsa totul la foc mare până în momentul în care începe să fiarbă, iar apoi vom lăsa totul la foc mic pentru circa 50 de minute sau până când orezul și ciupercile sunt fierte. Sper cu drag să încercați această rețetă și aștept părerile voastre în comentarii.